Bună ziua, dragii mei stupari! Bună, Mări! Bună, Marin! Am ajuns și la ușă. Decima. M-a trebuit o zi. Măi, gata să fac ramul. Și acum măi o zi să o închei. Să-i pun scândurile și ventilățile. Scândura cu fierul un pic cam șod să facem, mă, totuși cu flacurile astea și cu șeitea am încheiat-o. Arată destul de bine. E acum, zicem aici, acum din plan să fac preparcurs. Când am venit eu aproape. Când ai venit tu aproape, lucrăm. De două luni și ceva. Bun, acum e destul. Am ajuns la drod. Uite, Mării, după 7-6 de lucru, numai scândurile astea puse, drodul ăsta și la asta m-a mâncat mai mult decât la toată ușa și drodul. Și am făcut asta aici.
Am făcut, uite ce, așa am făcut-o, mări. Asta să ia jos. Și ce-i, mări, uite, vreau să-ți arăt cum se fac tolcerile de ieșit albin afară. Uite, am găsit un șep de la vas lepădat și automat l-am acomodat și am făcut calupul ca să iasă tot ce tolcerile o formă. Și după ce am tăiat, și acum după ce am tăiat, cam la dimensiunea asta, trebuie un pic ea așa. Acum eu, mării, tot preochi fac, știi, eu nu fac nimica. Și acum, așa vin în cârnicea. Asta e mare lucru. Nu mai trebuie să iei sâta de pe ușă, de pe fireastră, nici de cum. Și ce, el se face simplu, în fel și chipuri. Acum Marin le arată cum el s-a priceput, înțelegi? Știi cum? Bun. Așa, ca să... Păi acum deloc îmi trebuie un drap. De drog sau două. Coș. Și acum al cos, mări, și... A, uite, așa m-am gândit că merge măiucea, și... Și el ar fi trebuit pus așa frumos, ma cine își bagă jeșile prin asta atunci să... Să îl coasă. Așa. Uite ce mări. Simplu. Și ușor. Oh,
ceai căleturi. Au ca așa-i omul cu mult dor, toate noaptea-i dragostea mă, greu ce poți lăsa de ea. Au ca așa-i mândre dragostea mă, greu ce poți lăsa de am avut un bai mare. Circularul ăsta s-a stricat. L-am desfăcut să vadă Marin și-i baiul. Și-i un bai și nu se mai chicește niciodată. Uite, zupceanicul ăsta și-e sușe. Rus. Și ăsta e rost cam bine, dar ăsta e rost de tot. El de mers merge, numai sușe pânza. De firiz. Baș, îmi pare rău că m-a ținut cam destul de lung. Am filmat de la început până la sfârșit, cum i-am făcut și masa, cum am făcut de tot ce la el. Preurmă s-o mai rupt și s-o rupt și l-am chicit fix și iară am putut să lucru cu el, dar n-am mai putut să fac multe lucruri și așa că ieri, ziua de ieri, am pierdut-o. Și ieri m-am dus la oraș și m-am luat altul nou. L-am luat mic, așa, pentru mine ce-mi trebuie. N-am vrut să iau ceva lucru mare, scump, din cauza că nu mai am nici atâția lucruri de măistorit, dar pentru rame de chicit, de făcut hrănitoare și asta e la perfecție. I-am schimbat și pânza. Am pus pânză cu ghinți mulți ca să poți să tai fin. Mării se râge de cățel că s-a lipit. S-a lipit la cură. Uite. Mai da cuțit ce ai făcut? I
să lipi la cur. Traca. Dacă mări, la zice, gata. Ne fac și ei de râs, Mării, ha? Da. Mării s-a apucat, după cum am spus, o dat cu Uliana albă și așa vine. Dat numai fundul. Și o țără o dat la margine. Și gata. Ieri s-a apucat și a făcut două lăd. Pentru că și ea n-a putut, că a mers cu mine să cumpărăm circularul. Ești departe, lumea ne desparte și n-am priceput primul tău dulce sărut. Poate uit vreodată strada îndepărtată și n-am vrut să cred că odată o să te pierd. Din nou mă cheamă o privire, o amintire. Păi cam așa am făcut aici de închis, adică să nu fii seta. Mai m-a rămas la asta să-i fac tolceriu de ieșit albine. Mării o dat la fund, la LED.
Așa ați dat foc. Mai aici are o țără. Acum a ajuns rândul și cu focul la LED. Asta am spus la început că dau, nu dau și pe urmă m-am hotărât și dau. Focul e mare lucru, dar eiucea după ce e grijită la da perfect, așa cum v-am arătat-o. Lături asta tot am dat foc, am mai avut o țăricuță de chicit, ceva ce nu m-am uitat. E, da, așa ați luat ce tot prămâni și așa merg cum trebuie. Așa arată coșnița. Acum aici nu-i bași așa lumină. Arsă tot. Grijită arsă. Nici o frică de becejuguri. Asta s-a gătat cu dat focul și m-am gândit eu numai să dau numai cu fenul, dar nu-i lucru, nu-i lucru. Fără butangas nu merge. Focul când trece argetor, numai pârță după el. Așa că mai am hrănitoarele și ventilațiile, grijă ce e aia trebuie. Nu pot să le grijesc așa, mă cred că e musa să le moi și în apă fiartă până la urmă. Vedem acum cum facem. La foc, tăreiul ce-a merge, după cum crede Marin și-i sigur în asta. Așa lăți, ori mai fost trecuce prin mai multe mâini de stupari. Și-a fost un stupar care a dat foc la lăți, dar el nu le-a grijit nici de acum, nu m-au curs șara. Că poate în filmul mele de la început am spus eu că nu știu la fund de ce așa, tot e seară, dar el de-aia a fost seară, că i-a dat numai s-o chinui să radă la da-ntâi și asta numai să o
Numai i-a dat foc și tot s-a scurs seara, a ars acolo, că el a fost mai negrice. Numai, na, nu-i felește nimic. Acum la Marin nu se mai dau foc niciodată. Poftim, Marin! Barbă! Să poftești! Bun. Mări vopsește, ia-i cu pierea. Marin a dat foc și Mării mai are partea asta. Și atunci aia lantă. Mării afară ne bate un vânt de 35 de grade, fără strop de ploaie, da. Ni-s către amiază-ți. Și Mării a făcut așa două rânduri, înseamnă că ai 12 lăți. Acum Mării miroasă a farbă, numai aoloi. E, acum mergem mai departe, Mării. Nici mai o albină nu rămâne aici, absolut. Tot ce iasă prăbutoare, bine, nici nu s-au mai băgat ele acum, știi, prăbutoare asta. Aici trebuie gândit, acum să văd cum fac să rezolv treaba, ca să... Eu gândesc că bag piceșche între crepături și le prind cu dârvofix, Mării. Jos? Uh-huh. Norii sfani, dar fără ploaie. Dragii mei stupari, mulțam de vizionare și acum închei filmul și sănătate!